IPO-ul Agricover ajunge la final. Este cea mai mare ofertă de listare a unei companii pe o bursă din Europa Centrală și de Est de după începerea războiului din Ucraina. O potențială tranzacție de 80 de milioane de euro și un test pentru BVB și pentru investitori. Retailul subscrie 43,5 milioane de acțiuni dintre cele 83 de milioane destinate lor, sau peste 52%, la un preț de 0,5 lei per acțiune. Prețul final va fi decis de instituționali care au 90% din ofertă. Cum stăm înainte de listarea Hidroelectrica? Mergem la Paul Maior, președinte Invest Club. Bun găsit! Salutare. Hai să vorbim puțin despre primele concluzii ale IPO-ului Agricover, cum se încheie el și dacă suntem pregătiți pentru listarea Hidro. Da, așa cum ai spus și tu mai devreme, 43 de milioane de acțiuni s-au subscris la Agricover. Din punctul meu de vedere, e destul de ok, mai ales că toți investitorii, marea majoritate, așteaptă listarea la Hidroelectrica. Din punctul meu de vedere, dacă nu era listarea Hidroelectrica atât de apropiată de listarea la Agricover, eu cred că listarea la Agricover era o listare mult mai de succes, cel puțin din punct de vedere al subscrierii de către piața de către retail. Multă lume așteaptă listarea la Hidroelectrica pentru o companie mult mai mare decât toate companiile care s-au listat în ultimii ani de zile la un loc. Atunci, sunt, din punctul meu de vedere, și cei care au subscris la această listare la Recover în 31 mai, din câte am înțeles, o să fie listarea, sunt de părere că mulți o să vândă pentru a face rost de bani ca să subscrie la IPO de la Hidroelectrica. Dacă era un discount la ceva mai mare pentru retail, probabil s-ar fi băgat ceva mai mult la acest IPO de la Agricover, dar așa oricum eu zic că e bine, compania e bună, compania e una de termen lung, mai ales pentru fondul de investiții. Eu cred că, din punctul meu de vedere, e o investiție foarte bună. Eu deocamdată n-am subscris, dar pe viitor mă gândesc să o fac. Acum, ideea e în felul următor. Dacă cei instituționali subscriu suficient de mult încât să păstreze prețul de 0,5, dacă nu, cam unde ar putea să se situeze prețul? Deocamdată sunt informații pe care nu le avem, probabil le vom afla în seara asta sau mâine dimineață. Da, deci la un preț de 0,5 lei valoare o să fie undeva la un miliard de lei și atunci ar fi un PER, adică un multiplu de piață, undeva de 12 ori profitul net, bun, pe față de, în comparație cu anul 2022. Dacă se listează undeva la 0,4, multiplul o să fie undeva la 9,6. Iar dacă se listează la 0,3, nu prea cred, dar în fine, atunci o să fie undeva la 7,2 rezultatul net din 2022. Instituționalii vor decide acest preț. Vom vedea care va fi. Eu cred că undeva la 0, eu cred că la 0,5 se va lista, din punctul meu de vedere. În regulă. Bun, mulțumim. Așteptăm prețul final, așteptăm listarea Hidro, așteptăm să vedem și... Pregătiți-vă buzunarele. Pregătiți-vă buzunarele și, bineînțeles, cei care, să spunem că au luat la 0,5 și dacă nu se va lista la 0,5, își primesc banii în cont înapoi, în caz că cineva avea vreun dubiu. Bun, mulțumim, Paul, te mai așteptăm la noi.